Ionuț o simpatizează pe Raluca și a încercat să vorbească cu ea de mai multe ori și când a fost în casa Mireasa a zis că a vrut să vorbească, dar ea a plecat. Iată că a reușit până la urmă să poarte o conversație cu aceasta, dar ea e foarte închisă în ea, spune că nu mai există bărbați în ziua de astăzi, că își dorește acasă, la copilul ei. Au vorbit, ați văzut, pe tema relațiilor din ziua de astăzi. Ionut încerca să afle mai multe de la ea și spunea că nu poate ghici în stele ceea ce gândește ea și a zis Raluca că nu simte nevoia să se deschidă și că dacă ar fi vrut ea ca Ionut să o cunoască, s-ar fi deschis și ar fi vorbit, dar nu își dorește acest lucru. A fost practic ca un refuz, dar nu spus cu, de fapt spus cu subiect și predicat că nu își dorește să, îl cunoască, să o cunoască el pe ea și implicit viceversa. Ara Luca, după a vorbit cu fetele și a spus că ar fi interesat Ionuță de ea, și că ea nu este, că ce vrea el să intre într-o cunoaștere cu aceasta, că nu se poate. A deranjat-o foarte tare că ar fi a treia opțiune a lui, dar a fost întrebată în live dacă ar fi fost prima, dacă era ok, și a zis că nu, tot nu ar fi interesată.